Neața, neața, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din Forța, Forța Horizon 4. Și iată care a venit cu un nou episod din Forța Horizon 4, cum am zis, pe sistem diesel. Că eu mi-e place să fac și catering, așa știi, cu manelele și cu astea, pentru că eu nu ascult manele, ascult rock în general și heavy metal. Dar îmi place să fac catering cu manelele, pentru că e un limbaj care se potrivește la noi în România și se vorbește așa cu boss, cu chestii de genul ăsta, cu aperative de genul ăsta. La noi în țară, în România, se vorbește foarte des așa, mai ales și în Sibiu se vorbește tot așa. Și eu m-am obișnuit să vorbesc așa și nu are legătură cu faptul că îmi plac manelele sau chestii de genul ăsta, nu m-am omorât pe ele. Deși înainte mai ascultat câte o manea și nu știu ce, dar a trecut vremea aia de mult, a pus de mult. Acum ascultă rock și heavy metal și chill FM. Chill FM în ultimul timp mai mult decât rock, pentru că m-am lăsat de perioada aia mea rebelă, în care eram un rocker rebel care asculta numai black metal și numai chestii genul ăsta. Și iată că am revenit un episod din Forța Horizon 4, că asta e ideea episodului de azi. Și o să facem tot așa un dezmăț cu mașini, o să facem test drive-uri, o să ne plimbăm pe hartă, o să facem freedom, o să ne luăm la întrecere cu fraierii aia din trafic, cu ceilalți oponenți controlați de AI. Și o să facem așa un dezmăț. Și să căutăm barnuri, că vreau să găsesc din nou Land Rover-ul. Se pare că Land Rover-ul ăla, cum îi zice, Land Rover-ul, Range Rover-ul de fapt, sau Land Rover-ul, nu mai știu care, ăla vechi, nu l-am în garaj și vreau să-l găsesc neapărat. Vreau să-l găsesc neapărat dacă n-am explorat cumva, dacă barnurile nu sunt deja explorate de către playerul care a făcut salvarea asta pe care am luat-o eu, care are toate mașinile exclusive deblocate. Și o să facem, să nu vă gândiți că sunt manelist sau ceva de genul, dacă vedeți la descrierea mea, am pus eu așa o titlu la Caterinca, că am vrut eu să-l pun, știți, Caterinca. Facem pur și simplu Caterinca, merge pe YouTube să faci Caterinca și nu e nimic obscen sau, sau care să vă ofenseze cu ceva sau care să vă afecteze cu ceva. Deci pur și simplu Caterinca, pentru că mie îmi place foarte mult Forța Horizon și punct, sunt un big fan al Forței Horizon 4 și asta e ideea. Bun, și azi o ardem pe sistem diesel, pentru că avem un Mercedes-Benz X-Class care l-am testat aseară un pic și vreau să conduc cu el azi. Și vedem ce mașini putem să mai testăm din cele speciale care le-am deblocat pe acolo. Bun, acum o să ne întoarcem în Big Boss, așa. Welcome back, Big Boss. Bun, hai să vedem ce avem. Hugo Boss Festival Playlist, da. Hai să vedem ce mașină avem noi aici. Mai întâi nu știu ce să fac. Hai să vedem. My Cars. Ia să vedem, My Cars. Da, am ars-o un pic cu Ford-ul aseară. Am ars-o un pic la mișto cu Ford-ul așa. Ha, să ne ducem la Barfind să vedem dacă am găsit Hai că ne ducem la Barfind, stai așa. Undiscovered. Ia uite câte mașini undiscovered sunt. Fii antrenă. Mai sunt multe barfinduri de găsit, se pare. Da, o să mergem să găsim barfinduri pe iarnă, că acum trebuie să iau de la capăt. Și trebuie să găsim Da, să-mi iau mașina mea de teren. Să-mi iau stai, unde era? Unde era un Mercedes? Și Hammer-ul arată foarte bine. Mi-aș lua și Hammer, dar nu sunt genul cu Hammer. Mercedes-Benz AMG, asta, X-Class. E clar că mașina asta o vreau. Și după asta îi dăm pe iarnă. Schimbăm data la calendar și aia e. Bun, și acum mergem frumos la Windows. Mergem aici, da, adjust date and time.
vedeți coada, nu știu câte ore cu ocazia asta cum fac eu iarnă. November, punem December și punem 9 decembrie. Da? 9 decembrie, pac, țac, pac, țac, pac și... Winter, în sfârșit se face winter. Mie pe iarnă îmi place să conduc în jocul ăsta foarte mult. Am zis că am obsesie cu iarna. Am eu obsesie cu iarna. Îmi place la nebunie iarna pe jocul ăsta, cum e. Mai ales că acum vine 1 decembrie și o să și ningă. Pe marți, pe mâine. Mâine o să ningă. O să fie clar. Bun. Bun, și acum suntem la Fernlo Manor, o să mergem să căutăm barnurile. Deși barnurile cred că au fost deja găsite pe iarnă. Ia să vedem, barnurile au fost găsite pe iarnă? Da. Păi nu mai avem barnuri, frate. Numai barnurile au fost găsite. Curțele nu au fost făcute. Dar barnurile au fost găsite în pana mea. Ar trebui să funcționeze, să... Uite, barnurile sunt descoperite. Barnurile sunt toate găsite. Ar trebui să funcționeze. Derven Mansion. Nu am fost aici, ia să mergem aici. Turn left. Așa de mașa pe țară. Turn left. Dacă de ce trenul? Ah, ce frumos.
ce mișto e pe geam. Drum cu zapadă pe jos, chestii. Drum cu zapadă pe jos. Fucking awesome, dude. Ia, trage bine Adel asta? Hai că trage destul de bine Adel. Bun, altă. Absolutely smashed my latest speed traps. Oh man, this is so fun! Wanna try some more? Și nu am putut să mergem acum ca să deblocăm, să vedem dacă am deblocat, că banurile sunt găsite clar pe asta. De moment ce nu mai apar banurile pe aici, e clar că sunt găsite toate. Dar nu știu unde e ăla. Uite. Toate sunt găsite. Trebuie doar să mergem la ăsta, cum îi zice, la banurile găsite, la bani, și să
Crowder Farm, Glen Ranch. Aici n-am fost, în nord, uite. Ia să mergem acolo. Mergem acum, de exemplu, la Crowder Farm. Hai mă, mai 154 de kilometri pe oră. Păi Ford Transit-ul îi dă muncii pe nasul ăsta. Ford Transit-ul rupe, frate. Pe zăpadă. Dar îmi place mie mai mult camioneta asta. Mercedes, de-aia am luat-o. Îmi place cum sună motorul diesel. Sună foarte bine. E foarte realist, așa, la sunet. Oh, m-aș băga acum la un Ferrari Italia, frate, că ăla îmi place cum sună. Motor aspira natural. Non-turbo. Și m-aș băga și cu Mosler GT MT-900 ăla. Mosler aș vrea să o încerc.
Da, am vrut acum o mașină de teren, știți, și de-aia. Că trebuie ceva să ne urcăm până sus. O să vedem, trage Adal. Se pare mie sau e o baltă aici? Uite, de casa asta nu știam. Bun, și acum garaj. Van Fine, ia să vedem. Au scos Land Rover-ul ăla? Land Rover-ul la old school, care îmi plăcea mie mult. Te pomenești că or fi scos.
Așa. Renault Megane 2R26R, fie antena. Ia să vedem mașina asta cum e. Mamă, cum arată. Nu, Mostarul vreau să-l ia la autură. Mostarul vreau să-l ia, frate, la autură. Garaj, My Cars, Mostar. Da, Mostar. Monster MT-900S, ăsta vreau să buc mie. Mamă, cum arată, ești nebun la cap. Cum arată asta, ești nebun la cap. Hai să ne punem un obiectiv undeva. Să vedem unde.
mamă, ce te lapezi aici? Nu am găsit mașinile astea. What did I tell you? Be right there. Whoa, check it out. Escort RS Turbo. Nice. Some 17-year-old boy loved this thing to death. Probably before I was even born. Let's get it back to the garage. Deci n-am găsit mașinile astea. N-am găsit mașinile astea. Trebuie să mă duc să le găsesc. Uite, mergem în drept de rezervoar. Aici ajungem, acum. Trebuie să mergem aici, să ne schimbăm mașina. Lake Lodge. Vreau să iau Ferrari Italia. Ăla îmi place la nebunie cum sună motorul ăla.
758 speciale. Lasă să vedem cum e asta. Asta arată mai... Asta arată mai de... Nu e tot Italia, nu eu. Îmi place mai mult Italia. Nu e tot Italia, nu eu. Asta. Asta e șmecher. Bun, și mergem aici. And around when it is safe to do so.
to exit. In 200 meters, turn right. Aici ce e parcul ăla? Da. E un parculeț aici. Ce mișto e pe aici. Aici ar trebui să fie Land Rover, vă rog. Aici ar trebui să fie Land Rover, vă rog. Ok, I'll cut across the frozen lake to you. If I'm not there in 10 minutes, send the divers. Stai, frate. Look at that. A roof must have come down in the snow. Good thing it's a Range Rover, these things are invincible. Tell you what, if we get this fixed up before the winter's out, there's a lot of fun to be had. Păi Range Rover lua și vreți. Acum trebuie să figure out how to get it back to the garage. I do like a challenge. Și acum mergem înapoi în la casa noastră. Oh.
that Ford Escort for you. Bring an attitude. At your destination. Și burocraților mă duc și la țigară și vin imediat. O întors altfel la manual și o să mergeam să mai vedem o casă. Doar cu altă mașină, că vreau să mai fac switch-uri la mașini. O să-mi iau Land Rover-ul ăla nou, ăla vechi, și o să mă circul cu el. Așa că bărâbă, momentan, două minute, da? Bă, și-o la țigară.
la căsărul nostru cel mare, la managerul nostru, așa zis, bântuit. Bun. Ia să vedem. Bun, faiți. Ia să vedem ce am găsit aici. Asta e în curs de... Yes. So the head gasket was blown and the engine block was warped, but she's running nicely now. What do you say? Shall we get out there? Oh, nice. Land Rover. Mergem să vizităm o casă. Să vedem dacă puteți să intrăm în backyard-ul ei. Asta m-a interesat. 200 meters, turn right. V8 aspira natural. Să intrăm aici, ar fost demențial să putem să intrăm în
Castle View Road. Not road. Not road deloc. Și acum să vedem ce vehicul putem să mai luăm de teren, așa, un de ăsta, un jeepan. Hai să vedem ce jeepan mai avem. Bowler, asta e mișto. Intrăm înapoi și ne luăm altă mașină de teren, ca să am număr după ea. Ia să vedem. Escalade SV. Cred că o să luăm hammer-ul până la urmă. Să iau hammer-ul ăla.
Tohamarul îmi place mai mult. Dar o să iau hamarul la flat top. Ăla cu spatele golaș. O să le iau pe ăla. Stai așa, dăm înapoi. Hamar. Quartz, mamă. Porsche Macan. Am zis că vreau să iau. Hamar, ăsta. Asta a descoperit. S-a descoperit. Dar arată demențial, frate. Touch corner.
Bambur Castle. Ia să mergem aici. Meters, turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Pe unde să mergem noi acum? Pe unde să mergem noi acum? Ia să vedem. Ia să vedem. Sunflower Meadows. Aici am fost deja. În Sunflower Meadows. Haide, tu să vedem și cum e Sunflower Meadows. In 400 meters, turn right. Sharp right. Turn sharp right. In 100 meters,
Turn sharp left. Take the second exit. Apparently, there's another classic car just waiting to be claimed. Keep that on the down low, though, yeah? I've only told you. And Kira. And Alex. And a couple of other people. Mamă, ce mai ninge de zor, frate. Da, că luăm până de cor. Mă, că trage bine ala, totuși e hammer, frate.
Trebuie să tragă bine la deal. E V8 turbo diesel. Ups, m-am băgat aici. Bun. Păi, ce să zic, ar fi cazul să ne oprim aici. Mi-am dat de mașină care mi-a plăcut mie și suficient pentru mine. O să mai facem drift club, o să mai facem eventuri pe aici, putem să facem multe chestii. Dar acum nu mai am eu chef, că vreau să joc un pic de Far Cry 6, că n-am mai jucat de mult. Și vreau să bag un pic de Far Cry 6. Acum dimineață, până îmi pierde cheful și o să mă bag pe PS4. Așa că, ce să zic, fraților, sper să v-a plăcut episodul ăsta. Eu sunt Horia Apocaliptic, o facem Xmas eventing la greu, acum de sărbători. Mai ales că după masa asta o să joc și Farming Simulator 22. O să băgăm o hartă nouă, da, care se numește Hot Bailerun. Și e foarte mișto, e undeva în Franța. Și o hartă foarte mare și foarte mișto. Și nu știu ce să joc acum, sincer să fiu. Că aș vrea să-mi las după masă stream-ul al doilea. Adică ăla cu Farming Simulator 22. Pentru că, pana mea, nu știu ce să zic. Pentru că
Pentru că vreau să fie fresh atunci să-l facem. Că avem o hartă nouă și trebuie să o explorăm, trebuie să-l punem pe Crăciun. Să schimbăm timpul pe Crăciun și să facem sere și să ne dezvoltăm și... Avem multe de făcut în orice caz. Stai că mai e ceva pe aici. Express delivery. De asta nu știam nimic. Ia hai să facem express delivery. Turn around when it is safe to do so. 100 meters. Turn left. Recalculating route. Calculating route. In 400 meters, turn right. Turn around when it is safe to do so. Meters, turn left. Turn left.
asta e, mergem aici. Cel mai simplu. Mergem aici și ne luăm lumița Volkswagen. Că aia n-am testat-o. Dubita Volkswagen, stai așa. Volkswagen. E, uite, asta vreau să iau. Dubiță clasică, hippie style, așa cum place mie. Mamă, ce mișto e dubița asta. Ce mișto e dubița asta, frate. You have arrived at your destination. This is Billy's place. Doesn't look like much, I know, and he's slightly oversold the whole fastest deliveries angle, but it's got real potential with you on board as a partner. You up for this? Yes. You wait until Billy hears about this. He'll actually be able to deliver things quickly now. Here's a scoop. Express delivery is the quickest and slickest delivery service going around, and Billy Stokes can get anything, anytime, anywhere in the UK. But what I can't do is build a website. So, I got my mate Alfie to do it, and he's going to put a special instructions box under the delivery address. Now, these Horizon people are writing all sorts of stuff in there. So what I need is a Horizon driver. Express delivery. Start you off simple, but careful with the van, yeah? She's precious to me. In 200 meters, turn left. Turn left. At the roundabout, take the first exit. In 400 meters, turn right. Turn right.
Not bad, not bad. You passed the first test. You can get from A to B. As soon as I can figure the next delivery, I'll give you a call. Sala de teatro. Ce zice pe radio, frate? A box of ducks, ia să vedem. Hello again. Now, remember I told you about this whole special instructions palaver? Well, we've got a special set of instructions on this next one. Listen to this. Keep well ventilated, handle with extreme care, and don't worry if it quacks a bit. I'm gonna check our live animal policy. You just watch how you go. Hello? Yeah, it's Billy from Express Delivery. So this package of yours? Oh yeah, we'll take best care of it, but it's not actual ducks in there, is there? Where'd you get a box of ducks from? In 100 meters, turn left. Turn right. Turn right. In 200 meters, turn sharp left. Turn sharp left. Right, so apparently they're very rare and expensive Uzbekistani ducks on their way to an ornamental pond. But they get cranky easily, so don't bump them around. Almost there. Easy little duckies, just take it easy now. Another satisfied Express Delivery customer. They're happy, you're happy, and me? I'm as happy as a duck in water, mate. Where else would I be? Bun. Și acum mergem aici. Și ne schimb și cu dubița aia pe GMC. Să văd cum e dubița aia GMC. Deși îmi place mai mult Volkswagen, că e mai hippie. E mai hippie style, așa.
Vreau să văd cum e și... GMCU. Bun, mergem aici. Și acum am susținut momentul să ne oprim pentru că de la târziu și am făcut ce am pus în gând să fac. Sper să v-a plăcut și vă acest episod. Eu sunt Horia Apocalipticu. Nu uitați să intrați în sub și like pe canalul meu de YouTube Horia Apocalipticu dacă vreți să mai vedeți episoade din Forza Horizon 4. Și eu o să țin cont de părerile voastre și o să mai fac episoade când o să mai vină idei de ce aș putea să mai explorez pe aici. Fenomen arată feric. Și cea mai frumoasă locație din joc. Mai ales că e și trenul pe aici. E absolut fantastic aici și îmi place la nebunie că am toate mașinile acum descuiate și o să mai joc Forza Horizon pe iarnă. Dar astăzi fiu noi să încheiem episodul pentru că deja târziu și am stat vreo 2 ore, așa că rămâne să ne auzim în Farming Simulator 22 pe la 1 după masă. În după masă stat pe la 1, da, pe harta Hot Boiler, care este o hartă nouă care vreau să o puric.
și să facem un Crăciun împreună pe harta Hot Byleron, să facem un nivel de sărbători pe harta Hot Byleron, ca să vedem ce e pe acolo, da? Să vedem ce e pe acolo, pur și simplu. Vreau să vedem pe acolo ce e. Stai așa, vreau să mă încerc o mașină și după aia ies. Că mai era un Ford care vreau să încerc eu. Transit din 65, mamă. Ford Transit din 65. Transit din 65, păi ești nebun. Cum arată dubița asta? E frumos, n-am ce să zic. Arată bine. Dar tot Volkswagen parcă-mi place mai mult. Așa că rămâne să ne auzim pe... în episodul următor din Farming Simulator 22, puțin mai târziu pe la 1, așa, după masă. Și vedem acolo ce facem pe Hot Byler, da? Așa că, până atunci, tot de cele bune, vă doresc o zi frumoasă să aveți, o bună dimineață tuturor și salutare, să aveți o zi faină, spor la lucru, la ce vreți voi, la ce faceți voi pe acolo și ne auzim pe la unul, da? Hai, salut și să aveți o zi frumoasă! Bye, bye!